Acum că am setat în Digitail serviciile pe care le avem disponibile în clinică, putem să setăm și orarul clinicii. Pentru a face acest lucru, intrăm în meniul administrativ, profil clinică și selectăm tabul program. Pentru a seta programul de lucru pentru o anumită zi, mergem în ziua respectivă și să o activăm. De aici setăm de la ce oră și până la ce oră avem program. Dacă în ziua respectivă avem și pauză de masă, de exemplu, setăm un interval nou și să specificăm aici la ce oră este pauza de masă. Făcând acest lucru, am setat o pauză de la 13:30 până la ora 14. În continuare vom face acest lucru pentru fiecare zi în care avem program de lucru. Dacă există o zi când nu avem program de lucru, este suficient să o lăsăm dezactivată. Dacă programul de lucru diferă, de exemplu, în preajma sărbătorilor, nu este nevoie să umblăm la programul de aici, putem să adăugăm oricând o excepție, să selectăm data, de exemplu 25 a 12-a. De aici selectăm ce fel se repetă această excepție. Dacă nu o găsim aici, putem să o personalizăm. Dacă avem un program diferit, activăm și setăm exact intervalul când avem program. Dacă mai sunt și alte zile când diferă programul, putem să mai adăugăm oricând o excepție apăsând pe acest buton. Și la fel repetăm metoda și selectăm exact cum ar trebui să fie programul în ziua respectivă sau în perioada respectivă. După ce am terminat de setat programul clinicii, apăsăm pe butonul Salvează.